Marșul tăcerii a fost organizat de un tânăr în vârstă de 18 ani. Alexandru Niță este elev al Colegiului Tehnic Elie Radu din Ploiești și nu a vrut decât să-și arate solidaritatea. A reușit să mobilizeze aproximativ 2000 de ploieșteni, un număr impresionant, având în vedere că acest marș al tăcerii a fost promovat pe rețeaua de socializare. Marș în tăcere, dar ideea a fost aproximativ spontană. De ce spun spontană? Toți am văzut în astea 3 zile de doliu ce s-a întâmplat, toți știm familiile îndurerate, atât al morților cât și al celor răniți. Și ne-am gândit că asta e cel mai mare semn de solidaritate pe care l-aș putea să fac eu, atât eu, cât și, vedeți, lumea care a venit și ne sprijină cu fiecare cu ce poate. Alexandru Niță, ajutat de un prieten, a reușit să strângă toate autorizațiile necesare organizării acestui eveniment. Prima oară m-am gândit când am auzit această chestie, am crezut că puteam fi chiar eu în locul lor, și că acel club nu putea fi neapărat din București, ci putea fi din oricare oraș și pur și simplu puteam fi oricine dintre noi, nu numai eu. Te așteptai să vezi atâta lume alături de voi în acest marș al tăcerii? Nu, sincer chiar nu mă așteptam. Am crezut că vor fi în jur de 100-200 de persoane și chiar este o surpriză plăcută să văd această dovadă de solidaritate din partea cetățenilor Ploieștiului. Tinerii sunt deciși să continue seria protestelor până duminică.